Poți să-mi spui ceva? Uite, vorbește aici. Măi, Albert. Protevilă. Spune ceva aici. Glinghi, glinghi. Hai, zi ceva. Poți să zici? Ești în grevă, da? Ați dat căciulițe pentru oameni, da? Căciulița ProTV este deja un obiect vestimentar intrat în obișnuința românului. O să vă arăt că acest copil și toți ceilalți de vârsta lor au nevoie și de altceva în afară de căciulițe. Moraru Zaharescu, față-n față Șerbănescu. Plâng mame, fete și bunici când le deșteaptă tatulici. Când despre fotbal vorba aia e limpede cu Ioanițoaia. Și când pe masă în loc de caviar ai covrici cu ProTV, mai ai o șansă. Te uiți și câștigi. Mai sunt vedete, Exprenul le-am citat pe fete, zic Esca, yeah! Țopescu, yeah! Coroban, yeah! Muraru, yeah! Bănărescu, yeah! Pericleanu, yeah! Asta-i ProTV, e o altă chestie, o altă viziune. Știu că au mai rămas și oameni necitați, să nu fie supărați. Edu, Mocanu, Mironică și editorul Antal Putinică, toți la fel slujesc ProTV. Asta este ProTV, e o altă chestie, o altă viziune. Și dacă în loc de caviar ai pe masă covrici, cu ProTV mai ai o șansă. Dai un cinistie. Și dacă în loc de caviar ai pe masă covrici, ProTV, mai ai o șansă. Te uiți și câștigi. E ProTV! Mulțumim frumos, Ioan Gheorghe Pascu și Blue Walkers!